Sunt Diana Marcu și ascultați podcastul De Fapte Bune, o întâlnire cu oameni care schimbă radical viața comunităților din România, pentru că ei știu un lucru, e normal să facem bine. Invitata noastră din această dimineață este doamna profesor Gabriela Deliu, profesor de fizică la un Colegiu Național de Informatică din Brașov. Am invitat-o să ne vorbească despre cum te poți îndrăgosti de fizică cu ciocolată și cu biscuiți. Pentru că, înainte de discuție, m-am uitat un pic prin fotografiile din telefonul doamnei profesor și acolo am văzut ce face un dascăl din România în 2023, în săptămâna altfel, și cum își dedică timpul și pasiunea pentru a-i ține aproape pe copii și pentru a-i împrieteni cu una dintre cele mai țepoase discipline, fizica. Bine ați venit la podcastul De Fapte Bune, doamnă profesor! Bine v-am găsit! Cu ciocolată și cu biscuiți! Cu ciocolată și cu biscuiți! Da, a fost o săptămână foarte interesantă. Îmi place să cred că și pentru copiii mei a fost, pentru că totul a fost gândit și pregătit, de fapt, pentru ei. Dar a fost o săptămână foarte interesantă și pentru mine, pentru că a trebuit să pregătesc mai mult decât un curriculum pe fizică, ci un curriculum de tip STEM, într-un mic proiect ce a avut la bază ceea ce cercetătorii de la Institutul de Fizică a Pământului au creat pentru profesorii din România, pentru a fi pus în aplicare. Un curriculum pe seismologie, hai să spunem, dar este în fapt un curriculum de tip STEM. Și în contextul ăsta, activitățile desfășurate în săptămâna respectivă, da, au presupus și activități din acestea în care ne-am jucat cu finetii și cu crackers, finetii pe post de manta și crackers pe post de plăci tectonice, pentru a înțelege cum se deplasează, de fapt, plăcile tectonice una în raport cu cealaltă. A fost un moment dintr-o suită de activități gândite atent și performate pentru ca să ajung să obțin cu ei rezultatul pe care l-am dorit. La final, eu zic că l-am atins, am ajuns acolo unde mi-am dorit. Adică să înțeleagă, de fapt, care sunt cauzele ce duc la producerea unui seism, cum anume pot fi măsurate seismele și cum ne putem proteja. Totul, însă, gândit, repet, într-o suită de activități interesante, adaptate vârstei lor, care le-a plăcut foarte mult. Au fost niște zile de lucru cu copii de clasa a șasea. Da. Da, da. Copii de clasa a șasea care visează să fie fizicieni sau sunt elevi obișnuiți? Acum, unii dintre ei poate că visează să devină cercetători. Sunt încă mici, nu cred că au în minte exact enunțat traseul pe care vor vrea să meargă. Sunt la vârsta, cred, cu mici excepții, la care ceea ce li se pare interesant, spun ulterior, asta aș vrea să mă fac, este interesant în medicină, vreau să mă fac doctor, este interesant în partea asta de seismologie, vreau să mă fac cercetător, este interesant, dar ce să zic, v-ar emoționa foarte tare să știți că unul dintre ei vă calcă pe urme? Acum, nu știu dacă m-ar emoționa foarte tare. Am avut de-a lungul timpului elevi care au urmat facultatea de fizică. Nu asta cred că este țelul meu ca profesor. Bucuria mea cea mare este să-i văd că au participat la o oră și că la finalul orei respective, indiferent dacă sunt mici, clasa șasea, sau dacă sunt elevi de liceu,
să-i văd că ies din sala de clasă nu apăsați sau eliberați că a mai trecut încă o oră, ci bucuroși că au petrecut cu sens timpul respectiv. Un profesor poate, ieșind din sala de clasă, să vadă lucrul acesta, faptul că elevii pe care i-a avut în față timp de o oră au petrecut cu sens timpul ăla împreună cu ei, cu el. Din fotografiile pe care mi le-ați arătat, am văzut copii care lucrează în grupuri la ora de fizică, am văzut copii care modelează plastilină, care stau unul în spatele altuia și imită o undă seismică, am văzut copii transformați în constructori, copii puși să argumenteze și să-și exprime părerea cu privire la cauzele cutremurelor din Turcia. Am văzut o experiență senzorială. Nu am văzut un dascăl întors cu spatele către clasă, care scrie cu markerul pe o tablă. Și nici copii care își notează cuvânt cu cuvânt ceea ce spune dascălul în caiet. Ce faceți, de fapt și de drept? Cum le predați fizica? Ce fel de fizică le predați, doamnă profesor Deliu? Acum, imaginile pe care le-ați văzut sunt imaginile din școala altfel, unde chiar am încercat totul să fie altfel. N-aș vrea să rămâneți cu impresia că totul în predarea fizicii poate să însemne numai să ne jucăm și că nu notăm niciodată nimic și că eu ca profesor nu stau niciodată întoarsă cu fața spre tablă să notez ceva sau că ei nu notează. Nu, nu așa stau lucrurile. Fizica este o disciplină care are o anumită rigoare și nu putem să facem abstracție de lucrul acesta. Ideea este însă să nu fii tot timpul întors la tablă. Să nu ai în activitățile pe care le derulezi cu ei numai expunerea ta ca profesor, ci să încerci în tot ceea ce faci să ai niște activități care să fie, hai să le numesc, niște activități de învățare care să le numesc memorabile. Când am auzit prima oară lucrul ăsta, activități de învățare care să fie memorabile, am stat și m-am gândit, adică cum memorabile? Adică chiar trebuie în fiecare oră să construiesc niște activități extraordinare. Nu știu dacă pot să fac lucrul acesta. Nu, memorabil aici nu cred că înseamnă neapărat extraordinar, ci memorabil înseamnă ceva ce aș putea ține minte, ceva ce mă mișcă pe mine copil într-un anume fel. O întrebare la care caut răspuns și profesorul îmi creează de fapt un context în care eu să mă lovesc de întrebarea respectivă, să mă confrunt cu ea, să încerc să răspund la ea. O activitate practică în care eu să înțeleg cum sunt legate mărimile fizice între ele și în loc eu, profesor, să așez direct relația respectivă pe tablă ca legătura între mărimile fizice, să-l ajut practic pe copil să ajungă prin îndrumare, ghidaj, sigur că da, să ajungă el la identificarea respectivei mărimi fizice. Sigur, acum, dacă mă vor asculta profesori de fizică, vor spune, bine, dar asta nu e posibil la toate nivelurile. E adevărat, ceea ce vă povestesc este posibil în mare parte în învățământul gimnazial. Acolo fizica este preponderent și așa ar trebui să fie, preponderent experimentală. Acolo copilul trebuie să ia contact cu fenomenul fizic. Acolo copilul trebuie să aibă foarte, foarte multe activități practice, pentru că apoi în liceu nivelul la care ne raportăm să fie unul superior de conceptualizare, de teoretizare. Da, la liceu putem să mergem cu ceva mai puține activități practice ca să avem timp și pentru teoretizări, dacă în gimnaziu am făcut aceste activități multe de tip experimental și investigative, bineînțeles. Ați folosit o sintagmă, experiență memorabilă. Experiență memorabilă pentru copil. Ne întoarcem la Gabriela Deliu în copilărie, la Gabriela Deliu elevă.
prima experiență memorabilă pe care ați avut-o în calitate de elev. Vă amintiți? Nu neapărat pentru disciplina fizică. Au trecut foarte mulți ani de atunci. Da, prima experiență memorabilă. Uite, să știți că nu mi-amintesc în momentul ăsta o experiență care, să zic, Doamne, a fost memorabilă, dar îmi amintesc faptul că orele la care mergeam îmi plăceau foarte mult și îmi respectam extraordinar de tare profesorii pentru ceea ce erau ei la ore, pentru ceea ce îmi transmiteau la ore. Sigur că au fost profesori pe care i-am respectat și au fost profesori pe care i-am iubit. Mi-am iubit fără doar și poate profesoara de fizică din liceu, diriginta mea, căreia îi datorez în parte ceea ce s-a întâmplat în viața mea. De multe ori în primii mei ani de învățământ, când vorbeam, aveam impresia că aveam aceeași postură, aceleași fraze pe care le avea dumneaei. Mi-a plăcut extraordinar de tare doamna profesoară de matematică, doamna profesoară de română. Deci profesorii aceștia sunt vii în mintea mea, pentru că fiecare din ei, doamnă profesoară de fapt au fost, au venit spre mine, spre noi toți de fapt, dar așa am simțit eu că vin cumva și spre mine, dându-mi curaj, energie, susținere. Mi se părea că mă susțin, pot, așa, parcă în tot ceea ce îmi spuneau, da? Mi se părea că spun, da, poți să faci. Este foarte important ca profesor să dai această încredere copilului că el poate. Să-i arăți o oglindă? Să-l lași să se privească în oglindă? Da, și să știți că prima oară când am lucrat experimental prin investigație, făcusem cursul pe care îl furniza Centrul de Valoare și Analize Educaționale și una dintre cerințe după ce am susținut cursul a fost să aplicăm la clasă pe un modul investigație, metoda investigației. Iar la final mi-am întrebat pe copii, cum v-ați simțit în tot acest interval de timp în care am lucrat cumva altfel decât lucrasem până în momentul respectiv? Și mi-au răspuns, nici n-am știut că suntem în stare să dăm noi singuri definiții, să construim noi singuri enunțuri. Cred că unul dintre ei spusese, nici n-am știut că sunt așa de deștept. Apropo de lucrul acesta la care v-am spus că profesorul cred că trebuie, el prin ceea ce face, să susțină cumva formarea acestei încredere în sine a elevului că poți să faci, mintea ta poate face, tu ești un câștigător, mintea ta, dacă o pui la treabă, este în stare să îți dea răspunsuri. Ce face diferența între un profesor respectat și un profesor iubit? Altă întrebare grea. Multe întrebări dificile. Da. Mă raportez la experiența mea. La experiența mea de elev. I-am respectat pe profesorii mei pentru că intuiam câtă muncă este în spate și felul în care ei se prezentau în fața noastră ne impunea un anumit respect. Iubit, pur și simplu voiam să fiu în prezența acestor trei doamne profesoare, în prezența doamnei diriginte Vasu, Elisabeta, în prezența doamnei profesoare de matematică, Manole Iustina, în prezența doamnei de română, Chira Rodica. Îmi plăceau discuțiile cu dumnealor, le căutam, stăteam și povesteam. În momentul în care îți dorești prezența
omului respectiv, cred că asta înseamnă un profesor pe care îl iubești. Iar peste ani le-am căutat. Nu atât de mult cât ar fi trebuit, probabil, dar ele au fost tot timpul vii în mintea mea. Și mă gândesc că asta mi s-a întâmplat, după aia s-a întors cumva și pentru mine cu o parte din elevii mei. Nu cu toți, dar cu o parte din ei s-a întors. Sunt elevi care în ani m-au căutat, generații cărora le-am fost dirigintă și care mă sună și astăzi și îmi spun, da, dirigintă, noi ne întâlnim, nu vreți să veniți cu noi, sunt adulți de acum cu propriile lor familii, cu copiilor. Mă gândesc că mă cheamă pentru că am însemnat cu adevărat ceva pentru ei, mai mult decât faptul că m-au respectat. Cred că așa cumva ar însemna diferența dintre profesor respectat și profesor iubit. Facem un salt în timp. Plecăm din copilărie și ajungem în momentul în care sunteți deja dascăl și alegeți profesor respectat de fizică și alegeți să urmați niște cursuri de formare. Să învățați, cu ghilimelele de rigoare, o nouă metodă de predare a fizicii. Metoda investigației. Am citit un articol din presa brașoveană în care spunea că în momentul în care ați urmat acel curs de formare, erați singurul profesor de fizică din Brașov, dintr-un județ extrem de important al României, care a urmat acest curs. Ați fost pionier atunci și ați ales să învățați la vârsta la care alți oameni stau liniștiți, au post, au catedră, nu mai vor mai mult. Da, acum ca să așez lucrurile chiar așa cum au fost, cursul respectiv de formare a fost urmat de mai mulți profesori de fizică din Brașov, nu am fost singurul profesor. După ce am finalizat cursul respectiv, de fapt, ca să-l finalizăm, a trebuit să aplicăm pe un modul metoda investigației, cum vă spuneam. Atunci au aplicat mai mulți colegi, dar important este ce se întâmplă după momentul finalizării unui curs. Pentru că nu este suficient, practic, să urmezi un curs, să faci ceea ce ai de făcut ca să poți să treci peste etapa de evaluare, ci important este ce faci după aceea, implementezi sau nu la clasă ceea ce ai învățat în timpul cursului. Ori aici este marea bătălie pe care un profesor ar trebui să o dea, și anume să nu renunțe la ceea ce a câștigat în timpul unui curs, să meargă mai departe. Sigur că a fost greu. A fost greu investigația, deși mi-am dorit să produc o schimbare în modul în care predam. Îmi doream să am, nu știu, lecții care să fie mai interactive decât erau. Îmi doream, așa cum vă spuneam, să nu mai fiu eu cea care dau enunțuri și definiții, ci cumva să existe o abordare în care copilul condus, mai mult sau mai puțin, să ajungă el singur la enunțurile respective. Deci îmi doream lucrul ăsta. Nu eram... Adică n-am riscat să-mi încep eu singură propriile cercetări educaționale și poate că nici nu e de dorit lucrul ăsta. Așa că după ce am făcut cursul respectiv, am început să aplic la clasă. Investigație, respectiv inquiry-based learning. Nu este ușor. De ce? Pentru că în momentul în care începi să predai printr-o metodă nouă, practic te concentrezi
mai mult pe tine, de fapt pe metodă și pe tine, profesor, ceea ce ai de făcut și mai puțin cumva pe copilul din fața ta. Asta nu înseamnă că nu te concentrezi pe el, dar este ca atunci când faci ceva nou, da? Când faci ceva nou, te concentrezi pe anumite sarcini, în cazul acesta pe ceea ce aveam eu de făcut ca profesor, pentru că nu îmi erau pârghile acestea ale metodei încă nu foarte clare, dar nu mă familiarizasem suficient de mult cu ele. După ce am aplicat ani, și chiar e vorba despre ani, da, deci nu se poate de astăzi pe mâine, nici într-o lună, nici într-un an, este vorba de ani, pot să spun că am ajuns în punctul acela în care, ok, știu despre ce este vorba, știu care sunt avantajele, știu care sunt butoanele pe care trebuie să apăs ca profesor, ca lucrurile să le orientez în direcția în care doresc și mă concentrez foarte mult pe ceea ce înseamnă copil, pe întrebările și pe răspunsurile pe care el le dă. În inquiry-based learning este capital, este fundamental, da? Ca să te concentrezi în timpul întregii discuții pe care o ai cu clasa ta, pe întrebările pe care le pui tu, pe răspunsurile care vin de la copiii tăi, pe întrebările pe care ei ți le pun apoi ție și tot jocul acesta care are loc, orientat practic încet, încet spre ceea ce tu vrei să faci, de fapt, în ora respectivă. Iar la final avem copilul care spune... Doamnă, nici nu știam cât de deștept sunt. Da, nici nu știam cât de deștept sunt, da. Da, da, da. Și în momentul în care mergeți cu bucuria asta, cu descoperirea asta, cu călătoria asta, însoțind copiii, mergeți cu ea spre cancelarie, povestiți, sau acum, sigur, acum deja au trecut ani, dar la început, când și dumneavoastră descopereați, pipăiați pârghiile, povesteați colegilor de catedră ce se întâmplă la clasă și cum ați sesizat inclusiv descoperirile astea de sine. Doamnă, sunt deștept. Eu sunt un om extrovert, așa încât eu povestesc foarte mult. Eu le povestesc și colegilor de cancelarie care nu sunt profesori de fizică. Da, și... Se iscă uneori în cancelarie niște discuții foarte interesante, pentru că mi se întâmplă de multe ori să cobor de la clasă, vin de la clasă și să fi avut o lecție care mi-a ieșit foarte, foarte, foarte bine, așa o etichetez, să zicem. Și povestesc colegilor ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat, cei care participă la discuție, chiar dacă au alte specializări, contribuie și ei, mi se pare un schimb extraordinar de idei care are loc în pauză, într-un spațiu în care nu te-ai gândi, pentru că este, până la urmă, o recreație pentru toată lumea. Dar îmi place tare lucrul ăsta. Am și momente în care cobor și de la oră și nu mi-au ieșit lucrurile așa cum am vrut și atunci sunt supărată și povestesc despre ce anume nu a ieșit sau cum aș fi vrut să fie lucrurile și n-au fost. Deci nu toate sunt reușite, să ne înțelegem. Și în momentul în care întâlniți un profesor de fizică la început de drum sau un profesor de fizică care nu predă încă fizică după metoda investigației, nu știe cine sunteți, nu știe ce bagaj de cunoștințe aveți în spate, nu știe ce însemnați pentru programul ăsta dezvoltat de Fundația Vodafone România, cum îl însoțiți în călătorie, cum îi deschideți ochii, încercați să-l convingeți să predea metoda investigației? Acum, din păcate, în ultimii ani, în Brașov, dar este o situație și la nivel național, profesori tineri de fizică nu avem. Dacă aș avea, evident că
l-aș invita să vină efectiv la ore și să vadă cum se pot face lucrurile și altfel. Restul colegilor mei, într-un fel sau altul, aplică și ei părți de investigație în timpul orelor. Da? Deci, e important de înțeles că, ok, a existat un moment în care nimeni nu mergea așa, dar încet, încet, da? Tot mai mulți profesori au mers în felul acesta și chiar dacă, să zicem, nu toate modulele le performează prin investigație sau IPL, părți din module le lucrează în felul acesta. Și este foarte important. De altfel, nici toate conținuturile nu sunt pretabile la a le lucra prin investigație. Și v-am spus, metoda se pliază foarte, foarte bine la nivel de gimnaziu, la nivel liceal, mai degrabă pe investigație teoretică. Dar la nivel gimnazial funcționează foarte bine. Ce are cursul ăsta de formare special spre deosebire de alte cursuri? Pentru că oamenii astăzi sunt diferite programe, oamenii se înscriu undeva, hai să fac și cursul ăsta, își iau patalamaua, au bifat că au urmat un curs, rămân acasă cu diploma pusă la CV, pe când cursul ăsta de formare are ceva special. Asta îmi spunea și profesorul Laurențiu Badea, care a fost invitat la podcastul De Fapte Bune. Asta îmi spunea și Cristian Hatu de la Centrul de Evaluare. Pentru dumneavoastră, ce a avut? A venit extrem de țintit, să zicem, cursul pe nevoia și pe interesul meu de formare. Deci nu a fost un curs pe care l-am ales după un titlu și nu a fost un curs pe care l-am ales pentru că aveam nevoie de credite. A fost un curs la care am mers pentru că aveam, repet, în spate era o nevoie și un interes al meu de formare, iar cursul a venit ca răspuns la ceea ce eu aveam nevoie. Profesorii care vin la cursul acesta, mă gândesc că sunt într-o situație similară. Ăsta ar fi un aspect. Al doilea este faptul că prin curricula dezvoltată și prin activitățile de formare derulate în timpul cursului, profesorul este efectiv ghidat spre ceea ce are de făcut ca să predea prin investigație. Foarte multe activități de formare în care practic ai fi în clasă și predai prin investigație, astfel încât la finalul cursului tu, mergând în clasă, cumva într-o primă etapă, să faci o replicare a ceea ce ai învățat în timpul cursului respectiv. Deci, activități de formare, repet, foarte multe și țintite pe ceea ce vrei, de fapt, să dezvolți, să formezi. Al treilea lucru important este faptul că acest curs de formare a fost mereu reactualizat în funcție de feedback-ul pe care l-au primit de la cursanți. Așa încât anul trecut, nici nu mai știu, în 2021, da, am avut bucuria până la urmă să particip împreună cu Daniela Țepeș la rescrierea, de fapt, a unei părți din cursul respectiv, tocmai ca să îl updatăm la ceea ce venea ca feedback de la cursanți, introducând inclusiv modul de evaluare și
Iarăși, al patrulea motiv pentru care acest curs este deosebit față de celelalte este faptul că după ce profesorii aplică la clasă, ei nu sunt lăsați singuri să facă lucrurile acestea, ci există, hai să le spun, niște grupuri de sprijin în care profesorii care au urmat cursul respectiv se întâlnesc cu un mentor, da? Discută între ei profesorii care au aplicat la clasă, au discuții cu mentorul respectiv legate ce a mers bine, ce nu a mers bine. Este un schimb până la urmă de bune practici foarte, foarte important pentru profesorul care aplică. Eu nu știu să mai existe grupuri de sprijin pentru alte cursuri de formare. Nu știu. Asta nu înseamnă că nu există, dar nu știu să existe. Însă pentru acest curs este foarte important acest grup de sprijin. Foarte important. Profesorul susținut să facă lucrul acesta, unul nu renunță la metodă și își îmbunătățește activitatea, pentru că în fiecare interacțiune cu cineva care aplică, vezi altceva eventual decât ai făcut tu sau vezi ceva similar cu ceea ce ai făcut tu și spui, a, este bine, așa am făcut și eu. Sau, ia uite, colegul meu a făcut altceva, lucrul ăsta este mai bun, poate că ar trebui să încerc și eu în felul acesta. Ați, știu că e o ordine nici măcar alfabetică, dar ați pus pe primul loc nevoia mea de a preda altfel. Vine adultul, profesorul, așezat, cu experiență, cu ani, remarcă că simte că poate învăța mai mult. E o sintagmă învățare continuă. Cât v-a fost de ușor să alegeți să învățați de la ceilalți? De ce ține pentru un adult să aleagă la propriu, să se formeze în continuare și să se formeze în mod real? Acum, învățarea continuă, cred că este ceva ce se întâmplă și dacă vrem și dacă nu vrem. Dar dacă o facem vrând, voind lucrurile acestea, probabil că învățăm mai mult, conștient și cu sens în direcția în care dorim să o facem. Dar învățarea în sine, cred că nu se termină niciodată. Acum depinde la ce tip de învățare ne referim. Dacă vorbim despre acest tip de învățare realizată, știu, în cadrul unor cursuri de formare, indiferent dacă ele sunt în domeniul educațional sau în alt domeniu, nu cred că cineva se mai gândește acum, în zilele noastre caracterizate de dinamica asta extraordinară, că ar putea să meargă mai departe doar cu ceea ce a învățat cu ani în urmă în facultate sau la masterat. Cred că nu mai există în momentul ăsta cineva care își închipuie așa ceva. E nevoie, pur și este o nevoie să înveți, dacă pot să spun așa. Dincolo de dorință sau de plăcere, asta este altceva, da? Ar fi grozav să îți facă plăcere să înveți. Dar cumva suntem nevoiți să facem lucrul ăsta. Cred că ar fi bine dacă cele două ar merge împreună, da? Nevoia cu plăcerea de a învăța. Nevoia o simt eu, cel care sesizez schimbarea și atunci îmi dau seama că am nevoie să învăț lucrul acesta. Partea cu plăcerea învățatului cred că vine și din felul în care se produc lucrurile în timpul cursului de formare. Cred că felul în care
profesorii, să zicem, resping o parte din cursurile de formare, este și datorată multor cursuri care au apărut pe piață și care sunt niște cursuri slabe. Cursuri care nu vin practic să acopere nici nevoi, nici interese de formare, care se desfășoară într-un mod absolut neinteresant și care, nu știu, la final te fac să crezi am fost acolo și mi-am pierdut vremea. Deci plăcerea de a învăța vine cumva din ceea ce se întâmplă în timpul cursului și asta nu mai ține de cursant, ci de cel care livrează formarea respectivă. Poate mai multe cursuri cu sens pentru profesor, pentru că avem cu adevărat nevoie de formare și profesorii nu resping formarea în sine, ci resping o formare inutilă, hai să spunem așa. Dar dacă ea ar fi făcută cu sens, dacă aceste cursuri ar fi gândite, ar fi pliate pe ceea ce avem nevoie, ar fi desfășurate într-un anume fel, vă dau un exemplu. Nu este normal să te gândești că la clasă profesorul este permanent în interacțiune cu copiii din fața lui. Ok, și la cursul de formare ce se întâmplă? Cineva vine și îți citește de pe niște slide-uri. Nu cred că este ok. Adică una cerem și alta se vede în timpul unui curs de formare. Nu în toate cursurile de formare, dar în foarte multe dintre ele. Ne întoarcem la clasă, ne întoarcem printre elevii dumneavoastră, care sunt și de gimnaziu, sunt și liceeni. Și înainte să vorbim despre ei, o să vorbim tot despre dumneavoastră și o să vă întreb direct dacă sunteți orgolioasă. Am, ca orice om, am și eu orgoliile mele, bineînțeles că da. Și cu toate astea, după orele dumneavoastră și după atelierele pe care le faceți cu copiii, le cereți feedback. Îi puneți să vă dea note și să aprecieze și îi puneți să spună ce nu le-a plăcut de la cursul cu dumneavoastră. Cât e de ușor sau de greu, în momentul în care vă uitați peste notele copiilor, peste calificativele copiilor, să vă recunoașteți acolo și cum ați construit relația cu ei, în așa fel încât să nu se teamă să spună ce nu merge. Totul vine cumva din înțelegerea rolului feedback-ului. Dacă vrei ca ceea ce faci să fie din ce în ce mai bine făcut, ai mare nevoie de feedback și ai nevoie de un feedback real, nu de cuvinte pe care vrei să le auzi. Că toți vrem să auzim că a fost extraordinară activitatea pe care am desfășurat-o. Dar ai nevoie, de fapt, de lucruri care sunt reale, de lucruri adevărate. Copiii sunt, și în special cei mici, sunt niște omuleți sinceri, care atunci când îi întrebi ce le-a plăcut și ce nu le-a plăcut, îți spun. Deci chiar îți spun fără să se teamă. Noi am construit așa în timp, e adevărat, un soi de relație în care și eu atunci când greșesc, mărturisesc. Aici am greșit, uite, aici am scris ceva greșit, aici n-am făcut bine, aici ar fi trebuit să abordăm altfel lucrurile. Am convenit cu ei că greșeala este, hai să zicem, de natură formativă, învățăm din greșeli. Și
am convenit că până și feedback-ul acesta negativ pe care ei mi-l dau este ceva ce eu pot să îmi asum, să înțeleg și să corectez. Este ceva ce ei știu astăzi, deci cumva au înțeles cum funcționează acest mecanism și faptul că ei dacă îmi spun ce lucruri nu merg bine, eu pot să corectez în interacțiunea mea cu ei, astfel încât ea să devină din ce în ce mai bună. E uimitor câte lucruri înțeleg de fapt copiii dacă stai de vorbă cu ei, așa cum stai de vorbă cu un adult. Doar limbajul să-ți fie un pic mai adaptat, dar altfel înțeleg foarte multe lucruri. Adică chiar trebuie să ai încredere în ei că înțeleg. Mi-ați mărturisit că a fost alegerea dumneavoastră să predați și la gimnaziu, nu doar la liceu, și că activitatea dumneavoastră presupune și îndrumare pentru viitorii dascăli. Că i-ați văzut pe copii în diferite etape ale dezvoltării lor, i-ați văzut și pe cei de grădiniță, îi vedeți și pe cei de gimnaziu, îi vedeți și pe cei de liceu, lucrați cu ei și nu ați vrut doar să citiți despre ei, ci ați vrut să-i cunoașteți, să-i pipăiți și să-i educați. Cum se vede România educată sau needucată prin ochii acestor copii, prin întâlnirile cu copiii dumneavoastră? Le spun copiii dumneavoastră pentru că mi-a plăcut că așa i-ați numit, așa a început discuția, copiii mei. Da, am predat în ultimii 3 ani, nu și anul acesta școlar, la un liceu pedagogic, la liceul pedagogic din Brașov, și în calitatea asta am avut într-adevăr îndrumare de practică și la grădiniță, respectiv la învățământul primar. Și a fost o experiență fabuloasă, spun eu. De ce? Pentru că am avut așa cumva întreaga imagine a copilului ce se dezvoltă cognitiv pe partea de știință, pentru că asta era domeniul care era sub lupa mea. Deci de la grădiniță până la liceu. Este foarte interesant, este o experiență interesantă să ai întreaga imagine, să vezi aspectele astea competențiale, practic, cum trec de la un nivel la celălalt, cum se dezvoltă, de fapt, de la un nivel la celălalt, ce trebuie să faci tu, de fapt, ca profesor, în mod diferit de la un nivel de școlaritate la celălalt. Copiii ăștia sunt foarte deștepți. Da, foarte deștepți, ăsta este cuvântul. Uimită am fost la grădiniță de intuiția lor, de analogiile pe care le fac. La fel de uimită și la învățământul primar și la învățământul gimnazial. Totul este să, și la liceu, totul este să fie corect abordați. Și când spun corect abordați, înseamnă mai multe lucruri din care selectez doar atât. Să ai cu ei metoda potrivită de a lucra, adaptată la ceea ce sunt și pot ei. Dar altfel, da, România are copii extraordinari. Văd ca perspectivă, văd bine lucrurile acestea, în sensul în care, da, avem copii buni, avem copii deștepți pe care ne putem baza. Aș avea o mare bucurie dacă acești copii deștepți și cei care sunt foarte buni, unii dintre ei geniali, să rămână aici, în țara noastră, și să-și aducă contribuția, să zicem, cumva
și aici, în momentul țării noastre. Nu numai să îi vedem, mă bucur, evident, dar să-i văd că sunt niște oameni împliniți în partea de cercetare în alte părți ale lumii, când știu foarte bine că rădăcinile lor sunt aici și că aici au fost crescuți și formați. De ce ați ales profesoratul și nu ați ales cercetarea? Niciun moment nu mi-am dorit să fac cercetare la momentul la care am fost studentă. Mi-am dorit din momentul în care am intrat în facultate, de fapt cu mult înainte de asta, dar când, în momentul în care am intrat în facultate, am spus este posibil lucrul acesta, vreau să intru la clasă și vreau să am copiii mei, da? Că de acolo și povestea asta cu copiii mei. Mi-am dorit să fac lucrul ăsta, mi-a plăcut să fac lucrul ăsta, a fost așa o pasiune, să zicem, și nu mi-am dorit să mă duc în cercetare decât într-un singur moment. În momentul în care am intrat la doctorat în 2015, adică târziu, am făcut un doctorat pe evaluare standardizată, deci undeva în metodica pretării unei discipline a fizicii. Atunci am înțeles că mi-ar plăcea și cercetarea, dar nu orice tip de cercetare, ci cercetarea educațională, care este puternic conexată cu ceea ce se întâmplă, de fapt, la clasă. Da, asta mi-ar fi plăcut și, într-un anume fel, o fac în continuare, fără să fiu strict ancorată în realitatea cercetărilor educaționale, deci și predau, dar fac parte și într-o serie de grupuri de lucru care, într-un fel sau altul, fac cercetare educațională. În momentul în care luați o primă generație, copii cu care nu ați mai lucrat fizică până atunci, ce vă propuneți? Intră într-o clasă 20 de copii sau 25, nu știu cât sunt în clasa dumneavoastră sau în clasele dumneavoastră în medie, ce vă propuneți de la ei? Să iasă copii de 10 la fizică, să le predați lecții memorabile, experiențe memorabile, să-i lăsați să se vadă cât de deștepți sunteți? Sunt! Da. În primul rând, vreau să vină cu plăcere la oră. Doi, aș vrea ca în timpul orei să rămână acolo cu mine, concentrați pe ceea ce facem, pentru că le place. Și mă străduiesc să fac lucrurile de așa manieră încât să le placă ceea ce fac, să-i provoc să facă lucruri, să-i provoc să gândească, să-i provoc să îmi dea răspunsuri. Notele? Nu, în niciun caz ca să-i scot oameni de 10. Nu ăsta a fost obiectivul meu, dar să ajungă să fie niște oameni care să aibă o anume structurare a minții, care să se uite în jur și să poată să-și pună întrebări, să poată, pe baza informațiilor pe care le au și pe baza ceea ce ar putea culege, să-și dea răspunsuri. Da, asta vreau de la ei. Asta vreau de la ei și asta cred că fizica, dincolo de conținuturile obligatorii care există în programa școlară, cred că o poate să facă, adică prin competențele pe care le dezvoltăm pe parcursul lor de fizică, cred că un tânăr, un copil devenit apoi tânăr și un adult, poate și este important să facă lucrul ăsta, să-și pună întrebări și să fie în stare să răspundă la ele.
să aibă instrumentele necesare pentru a putea răspunde la ele. Transformați fizica, așa am început discuția noastră, dintr-o materie relativ țepoasă, într-o lumină. De ce ar fi nevoie, în afară de dascăl, ca fizica să devină în mod real o bucurie pentru copii? M-ați pus întrebarea de ce ar fi nevoie în afară de dascăl, dar eu aș reveni și aș spune că cel mai important lucru în toată problema asta este profesorul. Dacă ai profesori care sunt pregătiți pentru a preda într-un anume fel, problema este rezolvată în mare parte. De ce? Pentru că nu putem să ne plângem nici de lipsa materialului didactic. Există o mulțime de activități de învățare care se pot desfășura cu materiale la îndemână. Da? Deci, ok, nu avem ochelari VR, nu avem... Da, ar fi foarte bine să-i avem. Da? Nu spun că n-ar fi bine să-i avem. Ar fi foarte bine să-i avem. N-avem tablet smart, n-avem, știu eu, nu știu ce truse performante. Dar dacă avem profesori pregătiți, ei pot construi niște activități de învățare în care să folosească inclusiv materiale la îndemână și să suplinească prin felul în care ei își construiesc lecția respectivă absența materialelor despre care vă spuneam. Deci, revin și spun, profesorul este cheia, de fapt. Dacă profesorul este perceput ca o resursă extraordinar de importantă, în care trebuie investit, în care trebuie investit pentru a-l forma și pentru a-l forma inițial și pentru a-l forma apoi, continuu, cum am povestit, lucrurile s-ar putea schimba, ar putea arăta altfel. Ați luat în calcul vreodată să profesați în altă țară? Mărturisesc că m-am gândit. Deci m-am gândit dacă m-am gândit la lucrul acesta. Dar cumva a fost o alegere, hai să zicem, o alegere între regretul de a nu fi plecat și dorul pentru ce ai lăsat aici. Cumva cred că cei plecați din locul în care, din țara în care s-au născut, cred că sunt niște oameni care trăiesc între două lumi. Eu nu cred că aș fi putut să gestionez lucrul acesta și, în consecință, nu am plecat. Vă mulțumesc pentru sinceritate, vă mulțumesc pentru această dimineață, vă mulțumesc pentru că mi-ați vorbit despre fizică altfel. Vă mulțumesc și eu! Mulțumesc că ne-ați ascultat astăzi! Pentru mai multe episoade, recomand platforma republica.ro și nu uitați, e normal să facem bine!